Bună seara! Bine ne-am reîntâlnit în sala cupola al Bibliotecii Județene Ghete Chirilianu Neamț. Permiteți-mi să vă transmit salutul conducerii al doamnei profesor Mihaela Mereuță, care nu poate fi alături de noi în această seară, și în același timp să aduc mulțumiri unui domn Arsenoaia Besarse, care ne-a ajutat în organizarea acestui eveniment, mai ales în a celei de-a doua părți. Este un eveniment pe care eu personal l-am așteptat foarte mult, pe care îl datorăm unei intervenții străine, ca să zic așa, cum este moda acum la noi, dar o intervenție salutară pe care o salutăm. Nu vrem să pomenim numele pentru că ar dau afară de la Direcția pentru Cultură, mă gândesc eu așa ar trebui, dar e o glumă, bineînțeles. Deci, Vladimir Cato, în primul și în primul rând, peisaje transilvanene și după aceea tot Vladimir Cato, dar ca realizator de ilustrație, la cartea Passepartout scrisă de Gheorghe Filip. L-am remarcat pe Vladimir Cato, am fost curios și câteva detalii picante, aș putea spune, de exemplu despre o ascendență japoneză. Deci câteva detalii mi-au fost date de Dumitru Bezem într-o primă fază, care mi-a spus că este prieten cu Vladimir Cato. M-a surprins pentru că în ochii mei era ceva îndepărtat. Nu foarte departe, că ne despart niște munți. Dumnealui s-a născut la Gheorgheni, pe care nu putem să-l uităm, datorită peisajului rutier specific, dar mă rog. Și acum stă într-un sat, ca un artist care se respectă, mi-am și notat, se cheamă Lăzărești, din comuna Cozmen, județul Harghita, este undeva pe lângă Tușnad, pe unde ți dă binețe ursul, la prima oră a dimineții, eventual, sau în orice alt moment al zilei. Să spunem că nu e cazul să trecem sub tăcere anul nașterii, 1958, anul nașterii. Să spunem că e important că a absolvit Institutul de Arte Plastice Nicolae Grigorescu din București, într-o vreme în care generațiile erau foarte mici. Și anume, de exemplu, 7 colegi erau în grupă, dintre care câțiva din Cuba, de exemplu. Și anume, secția de grafică. Și după aceea a făcut și jurnalism în Budapesta. Acum îi șa de bine unui ins din Ținutul Secuiesc. A făcut și la Budapesta o facultate de jurnalism. De altminteri, cariera de artist plastic a fost îmbinată tot timpul cu o carieră jurnalistică, de unde i s-a tras și câteva zile de pușcărie, înainte de 89, din cauza unei caricaturi. Am văzut asta caricatura, astăzi ni se pare inofensivă, dar atunci probabil era ceva foarte, foarte grav să vorbești despre libertate și să desenezi lanțuri. Este membru în multe comitete și comisii, dar în principiu este membru în asociații relevante pentru pasiunile pe care le are, și anume Uniunea Artiștilor Plastici din vreme, vreau să spun că pe atunci când la noi la Piatra Neamț era Iulia Hălăucescu, membră a Uniunii Artiștilor Plastici, și nu mai încăpea, de exemplu, domnul Bezem, bine, era și tânăr domnul Bezem, domnul Vladimir Cato văd că este din 1987. Bine, avea... 78, scuzați. Avea și o familie care îl putea să-l sprijină. Îl putea sprijini, mă rog. Da, 88, chiar. Aici așa mi-am notat. În sfârșit. În asociații care unesc artiștii fotografi și în asociații mai multe care unesc jurnaliștii, ziariștii. N-aș vrea să intru în multe detalii, mai ales că mulți sunteți emoționați și aveți tensiuni în mușchi, pentru că vreți să vedeți și fotbal. Pe mine m-a iertat Dumnezeu și nu înțeleg lucrurile astea, dar cei care înțeleg și se consumă cu asta au dreptul să meargă să susțină echipa, sigur, de la distanță. După momentul artă plastică și anume numai ulei pe pânză, cu care Vladimir Cato a venit la Piatra Neamț, la Biblioteca Județeană pentru prima dată, înțeleg că a mai fost la fel ca și domnul Filip, a mai fost la Piatra Neamț, dar domnul Filip, dacă a fost aici în sala Cupola, la o lansare de cărți de poezie, domnul Cato a mai fost prin delegați prezent într-o expoziție colectivă la UNIC.
Înțeleg. Dar la Piatra Neamț a venit în trecere și a făcut câteva desene cu biblioteca, extrem de onorante, nu numai pentru mine, dar și pentru conducerea noastră, care a fost chiar încântată că instituția a fost imortalizată și pe această cale. Deci, aș vrea în cele ce urmează să ne spună despre această expoziție, cum a precizat domnul Ioan Sereduc, venit de la Botoșani, special pentru acest eveniment. Dar am venit cu plăcerea de a fi alături de prieten de suflet, pentru care și maestru Cato. Am venit pentru un public select pe care eu l-am cunoscut și recunoscut cu ocazia altor expoziții. Sigur că se cădea ca acest discurs să nu fie cu hârtia în față. Plec însă de la un principiu, eu știu, al latinelor, care spun că verba volant perfamament. De-aia încerc să citesc de pe hârtie câteva lucruri despre aceste minunate picturi ale maestrului Vladimir Cato. Artist cu vocație multiplă, Vladimir Cato dovedește prin pânzele sare că are o capacitate incontestabilă de a cuprinde sensurile lirice ale realului, practicând o pictură ce își extrage sevele din frumusețele peisajelor transilvanene. Sigur, pentru critica de artă modernă, peisajul este un gen demodat, care nu este contemporan, în plus, pare facil pentru ochii profanilor, necesitând mai puțină virtuozitate decât portretul, de exemplu. Ca și cum ar fi mai ușor să pictez peisaje, fără să mai conteze gândirea, compoziția și, desigur, culoarea. Cu toate acestea, peisajul rămâne o temă de rang înalt în istoria artei, nu numai că a dat naștere unor capodopere, dar a permis multe revoluții picturale, de la impresionism la abstracționism. Este dificil să-l situăm pe Vladimir Cato într-un curent artistic. Timid, în fața elogiilor și fără pretenții absurde de a se impune cu orice preț, artistul este loial canonelor fundamentale a artei figurative, întotdeauna în concordanță cu caracterul său meditativ și poetic. Lucrările sale sunt rezultatul aspirației de a depăși realismul descriptiv plat în favoarea unui realism contemplativ și liric. Modul său de a picta este cu siguranță tradițional, dar numai puțin actual, adevărata artă având privilegiul universalității estetice care nu ține de timp. Artistul nu ține seama de niciun fel de cutume, fie ele și academice, și nici de curentele la modă, preferând întotdeauna să fie el însuși. În virtutea acestei puteri, pictorul s-a apropiat de miracolul naturii, exprimând cu limbajul său emblematic scenarii aflate într-o profundă rezonanță cu sufletul său de poet. Credincios unui limbaj intens liric, pictura sa este un imn al frumuseții, luminii și tăcerii plaierilor transilvaniene, un cântec armonios care trezește în sufletul privitorului sentimente de prospețime și sinătate. Artistul face din fiecare lucrare sa o demonstrație concretă și tangibilă a conceptualității sale artistice valoroase, o reflectare sinceră a flerului său creativ, capabil să inventeze o estetică fascinantă. Vladimir Cato are o legătură foarte puternică față de munte, legătură naturală, culturală și mai ales artistică. La urma urmei, artistul s-a născut, trăiește și pictează aproape de munții Harghitei, cei pe care i-a iubit mereu și în fața cărora a trăit intens, atât ca om, cât și ca artist. Pictor de mare spontaneitate, mereu cărând șevaletul și vopselele după el, artistul a străbătut cărările munților Harghitei, Ciucului sau Perșanilor pentru a-și alege locul cel mai drag, care să îi imortalizeze pe pândă. Cu spiritul pătruns de un panteist care vede în natură izvorul întregii frumuseți,
Vladimir Cato a devenit pictorul munților pe care a învățat să-i cunoască și în care a asimilat însă și existența sa, cu atitudinea discretă a celui care se simte parte dintr-o lume care îi oferă respectul cuvenit. Privindu-i numeroasele pânze, remarcăm că artistul, pe lângă subiectele montane, știe să scoată în evidență și câmpiile mici din spatele și cătunele aflate la poalele munților Arghitei, pe care le surprinde cu un aer contemplativ, în compoziții perfecte care nu se limitează la o simplă reproducere a panoramelor, ci dimpotrivă, artistul le îmbugățește cu un lirism fervent și vibrant. Așadar, putem vorbi de un peisagist pasionat și eficient, care folosește cu maestrie culori curate, tonuri calde și ritmuri sinuoase care dau senzația unei remarcabile lejerități expresive în tot parcursul pictural al artistului. În creația artistului, muntele este ca o piesă orchestrată compusă din mișcări, acorduri largi, pauze și verticalisme bruște. O îngemânare între artă și muzică, în care timbrele, în care rămâne doar să privești și să auzi sunetul liniștit al muntelui. În final, lucrarea pare perfect construită, iar structurile formale rămân precise și ușoare, de pe care ar fi vrut să elibereze lucrurile de coroziunea necruțătoare a timpului, cu vivacitatea cromatismului și prospețimea sentimentului. Dacă vom defini în câteva cuvinte expresia artistică a acestor pânze, le-am putea rezuma într-un trinom: formă, culoare și sentiment față de un singur subiect, care este muntele. Aflat mereu într-o perpetuă căutare de noi mijloace de expresie prin care să-și ilustreze ideile care îi construiesc universul artistic, Vladimir Cato îmbină calitățile de grafician cu cele de pictor, folosind tușe rapide, energice și renunțând la pictura migăloasă academică. Concentrându-se în principal pe aspecte ale percepției vizuale, pictorul obține rezultate de mare virtuozitate, mai ales atunci când surprinde jocurile culorilor în schimbarea anotimpurilor într-un limbaj cromatic de un rafinament indiscutabil. Peisajele transilvanene ale artistului evidențiază un naturalism cromatic țesut de lumină și de accente arhetipale subconștiente, cu o forță perturbatoare a culorii și o transfigurare nu doar printr-o succesiune de tonuri sugerate de natură, ci printr-o conjugare temerară a nuanțelor care se recompună atmosfera. Vladimir Cato este un pictor al unei intuiții cromatice clare, pervertit de o forță persuasivă echilibrată și de o profundă sugestie contemplativă. Niște prieteni care recent i-au vizionat o expoziție la galeriile de artă Ștefan Lucian din Botoșani mi-au spus după aceea: să știi că oricând am închiria cu plăcere o cameră cu o fereastră care se deschide spre un peisaj transilvanean pictat de Vladi Cato. Despre peisajele transilvanene ale lui Vladimir Cato ar fi multe de spus, pe lângă cele infinit nespuse, dar pentru asta nu e de bun nevoie de un critic. Trebuie doar să le privești. Mulțumesc! Mulțumim domnului Ioan Sereduc pentru că a gândit cu atâta emoție despre emoțiile de pe pânzele din sala cupola Bibliotecii Județene Ghetic Cărlian Neamț și din spațiul expozițional de la parter. Când ieșiți o să vedeți că sunt și acolo câteva lucrări. Trebuie să-i mulțumesc și lui Petru Vamanu pentru că este cel care a asigurat panotarea, așezarea, urcarea acestor tablouri pe simeze. Și vreau să-l rog pe Bezem, Dumitru Bezem, să ne povestească... Maestru, da, mare maestru, nu mai este calfă. Vă rog. Am emoții. Întâlnirea cu domnul Ion Sereduc și cu Vladimir Cato îmi aduce aminte de zilele și serile petrecute în Ardeal, foarte aproape de casa lui Coșbuc, de casa lui Rebreanu, unde am fost în câteva tabere și cu domnul Arcadie Răileanu, care este aici prezent. Sunt onorat că pot să vorbesc în numele amiciției noastre, comune. Dumnezeu ne-a dat inocența și accesul spre absolut. Numai că noi, adulții, obturăm această cale. Îl citesc aici pe Antoine de Saint-Exupéry,
care a scos o minunată carte și pentru copii și pentru adulți, este vorba de Micul Prinț. Dacă recitiți acea carte, vă veți da seama cum își pierde omul inocența, pas cu pas, vrând și nevrând. Trăim într-o lume, spun, agresată acum de tot felul de medii. Bașca, această spaimă pe care o presupune pentru imagine și pentru suflet, așa zisa inteligență artificială, pe care eu o asemuiesc unor medii, spun eu, care ar trebui prohibite, revin la Cato. L-am cunoscut într-un climat de apropiere și căldură în taberele din Ardeal, unde lumea este foarte primitoare. El și-a declinat etnia lui, este un secui jet de jet, un suflet mare și un român mare, să știți. Uitați-vă și în tablourile acestea. Eu nu cunosc în pictura românească și poate nici cea în Transilvană pe care o cunosc într-o oarecare măsură din albume și din muzeile de artă, nu cunosc această abordare atât de directă și atât de franca naturii. El este, dacă vreți să mă exprim direct și cu un sentiment pronunțat, el este foarte apropiat de un alt pictor din Piatra Neamț, pe care îl regretăm, Filimon, care lucra tot la fel de mult și tot la fel de bine și tot la fel de direct. Cato are această spontaneitate pe care o găsești foarte rar la pictorii de azi. Fie ei cât de școliți ori fi, fie ei câte patalamale și masterate și doctorate vor avea, dacă nu au acest sentiment profund al lucrului cinstit cu paleta și cu culoarea, nu vor reuși ceea ce, uitați-vă, reușește Cato cu atâta prospețime. Mă bucur că în colecția mea sunt multe lucrări de la el, unele pe care le-am cumpărat, altele mi-au fost dăruite, iar altele știe foarte bine, i-am rămas într-o tabără. Poate nu știa acest amănunt, am și două, trei pânze. Ți-au rămas acolo în tabără, nu mai știu de unde, așa, și am fost beneficiarul acelei întâmplări. Bine, să revenim la pictura lui. Dacă vă uitați, în primul rând, la acest autoportret, veți descifra de aici demersul pe care îl urmărește el în construcția compoziției picturale. Deci se stăpânește foarte bine, în primul rând, compoziția plastică, apoi, în ce privește culoarea, știe să nuanțeze cu o limpezime și cu o curățenie peisajul, să știți că este foarte greu de realizat, pentru că el presupune să folosești multe nuanțe pentru a reda, să spunem, ceva, sentimentul pe care îl trăiești vis-a-vis de natură. Mai ales că în Ardeal, uitați-vă, are acolo o casă cu albastru, casele acelea care le știm noi sunt și în Secuime și în alte locuri, foarte frumos colorat. Avem și noi pe aici, pe la Toplița, pe undeva, pe aproape, dar în Harghita sunt foarte multe. De asemenea, peisajul montan are o claritate, o limpezime și o perspectivă uluitoare, fără să obosească. Nu-i vorba de ochiul nostru, fără să obosească imaginea în sine, adică pictura în sine este, uitați-vă că are o anumită claritate și uneori ai impresia că poți pătrunde în aerul acela până la nu știu ce vispuri. E multă poezie, mult lirism. El este un suflet nobil, un sensibil și un mare artist. Îl felicit, nu vreau să spun mai multe, dar apropo de inocență, el are această inocență a omului care pictează
ceea ce vrea cu sufletul și ceea ce poate cu persoana. Vă mulțumesc și ție felicitări, Cato. Și să revii la noi la Piatra Neamț. Și dumneavoastră vă mulțumesc. Mulțumim, Dumitru Bezem. Într-adevăr, dacă mi-ngăduiți, și eu m-am apropiat pe Facebook, recunosc, dar Facebook-ul este o mare, cum să spun, realizare a timpurilor noastre. M-am apropiat de Vladimir Cato gândindu-mă la Filimon. Însă, acum când e plin aici de Vladimir Cato, m-am gândit ce ar fi fost dacă. De exemplu, într-o discuție cu fiica lui Constantin Filimon, a apărut ideea ce ar fi fost dacă Filimon nu s-ar fi întâlnit și nu s-ar fi stricat niște lucruri cu anumit personaj. Și m-am gândit ce ar fi fost dacă Filimon nu ar fi devenit un ironic, un ins care se dea cu tifla, cu amărăciune realității. Și atunci cred că ar fi fost și el la fel de luminos. Constantin Filon nu este așa de luminos, este, cum să spun, un grafician de forță, dar are o tristețe și un dramatism disimulate în tot felul de lucruri. Iată, găsesc un Vladimir Cato luminos și optimist, ceea ce nu era cazul la Filimon, cred eu. În cele ce urmează, rămânem, domnul Ioarte, pentru că ne îndreptăm spre Paspartu. Este tot același lucru, cumva, și aș vrea să ne vorbească însuși autorul, eventual să ne povestească cum a lucrat. Eu am asistat la niște discuții despre cum ar ilustra și cât ar dura să ilustreze o carte Vladimir Cato, la mine în birou, dar cel mai bine ar fi să ne vorbească Gheorghe Filip despre aventura Paspartu și ilustrațiile Vladimir Cato. Pentru că, într-adevăr, are legătură cu Vladimir Cato tot ce se întâmplă aici, inclusiv Paspartu îi se datorează parțial lui Vladi. O să îi dedic mai întâi o poezie, chiar dacă a scris-o Adrian Băonescu, mi-i îngădui să o citesc eu. Numai artiștii au corupt țărâna, din vina lor răsar pe lume flori. Prin arbori trec pierduții dirijori și-și mișcă în fiecare creangă mâna. De atâția pictori morți în cimitire, culorile se strâng ca pe la nunți. Un sculptor taie nebunește munți, planeta e în pericol de iubire. Gerosul vânt și vântul prea fierbinte ce sfarmă țări și prescurtează vieți, pleacă din pieptul marilor poeții după moarte mai rostind cuvinte. Artiști nocivi în viață și în arte, ei sunt cu atâta mai nocivi în moarte. Ori Vladimir mie îmi face impresia că este un liant care ne apropie și ne ține apropiați, pentru că, iată, am venit eu din bazinul Ciucului, nu de foarte departe de el, să ne întâlnim la Piatra Neamț și să aflu aici despre Vladi, prietenul meu de 150 de ani, 2 luni și 3 zile, lucruri pe care până acum nu le știam. Este extraordinar că se întâmplă asta. Dar să ajungem la Paspartu, acolo unde singurul pedepsit să stea în picioare și să ne vorbească în după amiaza aceasta, văd că m-a invitat să ajung. Paspartu este o carte de pseudo-epigramă, îi spun eu. E o carte de potrivire de cuvinte desprinse din realitatea cu care ne-am confruntat în viața profesională, niște ani. Ei bine, tot ce se petrece în această carte s-a întâmplat cu adevărat realmente pe stradă, în gospodăriile oamenilor, în special din punct de vedere rutier, dar nu numai. Atâta vreme cât am consemnat ceea ce se petrecea în spațiul acesta public, am, din punct de vedere profesional, pentru că trebuia să realizez știri, comunicate de presă și așa mai departe, am găsit pe aici, pe acolo, câte ceva și am așternut într-alt fel. Evident că s-a născut greu cartea aceasta, venind din sistemul acesta al Ministerului de Interne, unde ți era interzis câteodată și să respiri, dacă nu făceai sacadat și ritmat și într-un fel anume. Mi s-a interzis chiar să mai scriu în felul ăsta, pentru că mi-au spus că ceilalți nu fac același lucru. Deci ne plângem că avem o viață uniformă, cenușie, monotonă, banală, că suntem încorsetați în tot soiul de reguli și de interdicții, dar ni le asumăm, ni le dorim chiar câteodată, ni le și
și ne obligăm unii pe ceilalți să le trăim, deși nu ne place să facem asta. În sfârșit, ce vreau să vă spun este că, dat fiind că s-a născut cu dificultate cartea aceasta, cred că Vladimir a realizat desenele, caricaturile din ea rapid, pentru că are așa o dăruire foarte generoasă și s-a întâmplat, cred, nu neapărat lesne, dar cu ușurința artistică de-l caracterizează permanent. Însă ea, eu cândva am spus despre mine că atâta cât m-am pregătit în pântecele mamei 9 luni de zile să văd lumea și viața, tot atât am trudit în fundul pământului 9 luni de zile, căci am lucrat din vara lui 90 până în 91 ca și vagonetar subteran, iar mai apoi cartea aceasta a stat 9 luni la arest, pentru că eram șef la arest și nu puteam să-i dau drumul fiindcă a venit pandemia și am ținut acolo la arest 9 luni de zile, după ce alte 9 luni de zile am mai stat până să-i facem o lansare, o prezentare. Și acum, întrepătruns cu acest moment, iată că vorbim despre Passepartout, dar vorbim despre ea pentru că există acest Vladimir Cato care desenează, pictează, este grafician, este, până la urmă, dacă nu cunoașteți acest lucru și eu mă bucur să pot spune asta, Vladimir a realizat și monumentul din fața Inspectoratului de Poliție Județean Harghita, un monument foarte frumos, sugestiv și cu ăla am avut mari dificultăți să-l amplasăm acolo, ne-au fost necesare avize, autorizații, tot felul de hârtii, unele inventate, altele necesare, dar într-un final s-a realizat și treaba aceea și eu mă bucur că s-a întâmplat. Cartea aceasta, cred că, spuneam eu, este valoroasă din două motive. Unu, pentru că într-adevăr desprinsă din realitate este ea și unul, cred că mai important, este acela că cuprinde caricaturi ale lui Vladimir Cato, căruia îi mulțumesc încă o dată pentru asta. Am făcut-o câteodată jucăuș, câteodată cu tristețe, de pildă o persoană decedată în urma unui accident rutier, i-am zis: mi-e drag să ascult de glasul tău de plin, mi-e drag suflet perechea-ți deveni, mi-e drag de câte ori mă chemi să vin și aș mai veni, dacă aș putea veni. Pentru că persoana respectivă nu mai putea veni. Așadar, nu m-am jucat cu tot și cu toate, n-am luat în derâdere și nu m-am amuzat din toate pățaniile rutiere pe care le-am consemnat. Dar cu unele am făcut asta, așa cum, de exemplu, mi-am permis să cert o bătrânică, accidentată grav, din păcate, la Ditrău, în județul Harghita, pe fondul traversării neregulamentare a drumului. Și am zis: venind din centru, de la piață, nu pot să nu te întreb, n-am cum, ai traversat o întreagă viață și nu știi traversa un drum? Și sunt și altele, cu copilași, cu tot felul de lucruri care s-au întâmplat, unele nedorite, altele amuzante, și e bine că s-au întâmplat și n-au avut un final tragic, pentru că am luat aminte și nădăjduiesc să se întâmple asta în continuare. Una peste alta, să nu mai lungim vorba, îi mulțumesc lui Vladimir pentru tot și pentru toate și pentru că eu nu știu să vorbesc despre pictură, m-am gândit ce mi sugerează mie pictura lui Vladimir. Tablourile acestea, opa, cineva ori vrea să mă ajute, ori vrea să mă încurce, nu? Nu? Eu pot și fără microfon să-l ținem mai departe, așadar. Pentru că am plecat, imaginează-ți, Vladimir, că te-am pus între doi mari poeți, între Adrian Păunescu și Mihai Eminescu. Fiind băiet, păduri, eu m-am plimbat prin tablourile tale când am ales poezia asta și în cuprinsul ei regăsesc multe imagini pe care le văd ochii și le simte sufletul. Fiind băiet, păduri cu trei ram și mă culcam ades lângă izvor, iar brațul drept sub cap eu mi-l puneam, să aud cum apa sună încetişor. Un freamăt lin trecea din ram în ram și un miros venea adormitor, astfel ades eu nopți întregi am mas, blând încântat de-al valurilor glas. Așadar, poezia aceasta și încă altele, ca și ea, m-au purtat pe mine prin peisajele pe care tu, atât de luminos, într-adevăr, le-ai așternut pe pânză. Și îți mulțumim. Felicitări și succes în continuare, pentru că energie ai, vitalitate ai, tânăr ești și poți. Doar două precizări să fac. Probabil se pot achiziționa cărți. Tablouri am văzut că se pot achiziționa, că deja au fost luate în avans. Nu prea se întâmplă așa, dar vreo 15 lucrări au dispărut deja. Nu mai sunt în expoziție, sunt deja la colecționare. Aș vrea ca, în final, cuvântul de apărare să aparțină chiar pictorului și anume să ne vorbească însuși Vladimir Cato.
Bună seara, mulțumesc invitația. Eu nici nu știu ce să zic. De obicei, avocatul face apărarea, așa că eu nici nu mă prezint. Mulțumesc că am putut să fac expoziția asta și în rest trebuie văzute. Nu mai am ce să zic. Vladimir desenează, el spune prin penel, prin grafică și prin pictură. Felicitări! Mulțumim, Vladimir Cato. Așteptăm revenire și revenire la Piatra Neamț, pentru că, iată, este frumos pentru noi. Sperăm că este plăcut și pentru pictor. Thank you.